rușine să mă chem pe mine să dai știre că am slăbit? Așa dați voi știre despre un actor? Eu am venit să vă spun că trăiesc visul unei nopți de vară, sâmbătă. Nu că am slăbit, că slăbesc, mă îngraș. La ce oră? Hai să stăm să povestim. Dați mai unde asta, mamă, ce bun e. Nu-i așa bună de măritat, a? Bună? Deci senzațional. Numai că le-a făcut prietena mea, Nadia. Îi dau un telefon. Cine l-a făcut? Nadia, prietena mea, Nadia, de la patiserie. Am și o vecină care gătește foarte bine. Ori o vrei pe Nadia, ori o vrei pe Gianina. Și spuneți ce vreți și vă aduc. Ia, Ciucă, ia. Eu vreau pe Gianina, dar Gianina din serial. E măritat, a. Din serial, are și el niște bani, niște bucurii. Are niște bucurii. Arăți senzațional, vreau să spun. Da, vă mulțumesc. Pe cuvântul meu de onoare, adică o schimbare care se vede foarte clar. Da, dar nu e asta știre. Da, bă, dar nu e asta știre, dar asta e așa, înaintea știrii. Deci eu am zis așa, că trebuie să vin la voi să împărtășesc o bucurie da. Maximă. Te rog. Oameni buni, după 4 luni de zile de stat acasă, sâmbătă, în sfârșit urc pe scenă. Avem stadion, avem grădina de vară la Herăstrău. De sâmbătă trecută am început să avem spectacole, da. Pentru că suntem o trupă mare în teatru. Vasile Muraru, managerul teatrului, a desfăcut trupa în 3 și am făcut 3 spectacole. Pe 11 a jucat Vasile Muraru, Valentina Fătu, sâmbătă acum joacă Alexandru Arșinel, săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, joacă Alexandru Lulescu, așa că pe la intrarea Arcului de Triumf, unde trebuie să mă uit? În Herăstrău, la grădina Herăstrău, sâmbătă seara, sunteți invitați la Teatrul Constantin Tănase. Sunt foarte fericită, n-am jucat, ultimul spectacol am avut pe 8 martie. Și e greu fără spectacol, fără să fii pe scenă. Știi cum e? Oricât ai vorbi, în momentul în care se deschide, ai impresia că nu mai știi să vorbești. Oricât am repetat acasă, oricât am zis pe Zoom, oricât am vorbit pe telefon. E altceva. E altceva. Felicitări pentru ce ați făcut. Pentru că după știrile astea de nebunie prin care am trecut cu toții, mă, e nevoie de divertisment. Mulțumim mult de tot. Am încercat și noi aici, mai am dus pe oameni și pe la munte și pe la mare, prin Zoom, prin Skype. Am încercat și noi aici să ne mai... Dar ați stat pe baricade și chiar nu e un compliment, că nu știi că nu umblu cu periuța. Foarte greu, când toată lumea stătea acasă și făcea gaură în canapea, felicitări, Ciucă, mulțumesc. Felicitări, Plantă. Și mulțumim. Vreau să fac o observație. Ai o echipă foarte bună. Da, și sunt mulți care nu se văd, sunt în spatele camerelor de filmat. Nu mai zic de toată lumea. Dar băieții ăștia pe care i-ai adus în linia întâi, da. Mi-au plăcut că nu te-au încălecat. Sunt oameni care, știi, ai un statut de prezentator de ani și ani de zile și vine o șansă de asta, hai să mă ajuți cu o chestie. Da. N-au fost obraznici da. Și au fost bravo ție. Mulțumesc. Mulțumesc. Și lui Plantă și la toată echipa. Și tăcerea de aur. Nu. Plantă, ți-am zis? Nu, v-ați completat foarte, foarte frumos și... Asta e mulțumim și datorită frumos. Mie, că am știut să-i pun în valoare așa să... Mă, nu știam, erau atâtea restricții la un moment dat, așa mă gândeam, mă, le-aș trimite niște plăcinte, le-aș trimite niște ceva săraci, mă gândeam, tot în asta acasă, voi totuși vă riscați, tu te întorceai acasă. Apropo, da. Felicitări, Andrei. Da. Și lui Mario Fresh am văzut, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că foarte. E în trending pe YouTube, locul 6, puteți să căutați Mario Fresh și Andra, căutați, brațe mi-a străine. Mi-a plăcut foarte mult. Căutați piesa și dați-o epap, vedeți. Până atunci vreau să vorbim un pic despre chestia asta, că ai slăbit 15 kg, avem și noi. Avem Nu, asta nu e știre să zic. Eu nu e știre, dar e... Nu, domnule, hai să vorbim de teatru, hai să vorbim de las fierbințe, am încheiat. De ce nu vrei tu să vorbești asta? Ce să zic, domnule, că am slăbit? Da. Păi noi ne chinuim să dăm câte un kilogram jos, avem pe caie notat, da, nu știu ce să mai facem. Da, anul trecut am dat 18, am pus 10, acum am dat 6, mai am dat 4. Nu e, e asta cu slăbitul, nu... Măi, oameni buni, nu vrea nimeni să se îngrașe. Sunt mulți factori care contribuie la chestia asta. Uite, noi nu putem să ne abținem de la mâncare. Sunt multe dereglări, sunt multe pofte, sunt de la o vârstă, o mai au razna... Hormonii. Multe, pe ceasul, pe aici, la unii ceasul, la unii burta, la unii... Trebuie reglate. Eu mi-am dorit foarte mult să slăbesc, dar n-am putut pentru că am avut o operație și mă bucur că a reușit, dar la un an după s-au declanșat foarte multe lucruri urâte și am zis, lasă să fiu grasă, dar să fiu sănătoasă și să-mi cresc copilul. N-am crezut niciodată că mai pot să slăbesc. Am avut multe tentative, foarte multe și cred că toată lumea trece prin chestia asta. Toți încercăm și zicem de luni, de zile, da, știi? Exact. Dar nu știu cum am reușit. Am avut un om foarte, foarte bun. M-am dus la petrecerea băiețelului nașilor Anei și... măi, am umblat o vară numai în training. Deci nu încăpeam în nimic. Numai în training și mică de statură mă rostogoleam.
Și mi-era și rușine așa să ies, să apar așa, știi, că lumea dacă vede un om mai plin, zice, ăla mănâncă ca nesimțitul. Nu-i, domnule, numai asta. Și mi-a zis Florin, și mulțumesc pentru asta, mi-a zis, 5 săptămâni dacă îmi dai, te ajut în 5 săptămâni să dai 7 kg. Bă, dacă dau 7 kg, mă mărit. Nu știu dacă să dau 7 kg. Și am zis, bă, chiar nu pot să fac 5 săptămâni din viața mea. Numai că eu anul trecut am trecut printr-o chestie pe care n-am avut-o niciodată. Am avut o poftă de dulce. Mama săraca zice, aoleo, mamă, să nu faci diabet? Deci mâncam un tort pe zi, oameni buni. Un tort pe zi. Când plecam de la filmare, îi ziceam șoferului să nu mă lase acasă, mă lăsa la Rosetti, o cofetărie bună, și îmi luam, eram înnebunită după eclerele cu Nes. 7 eclere cu Nes, 7 biscotino, 7 de-alea, 7 de-alea. Zi de zi. Vineri, sâmbătă, duminică, să-mi iau provizii, dacă nu... Și asta am avut câteva luni. Și în prima zi, când am ținut eu, am început eu să țin curat, mă, să-i dau ăsta 5 săptămâni din viața mea să văd eu cum mă descurc. M-a sunat pe la prânz și a zis, he, cum e? Păi ce, am mâncat uțul de dimineață cu castravete și a, ai reușit! Zic, păi zic că e abia prânzul, nu să, stai că n-am mâncat încă de până. Ai reușit, dacă ai ajuns până aici, zic, păi... A știut să te încurajeze. Dar la ora 6, nu știu dacă se cheamă sevraj, deci credeți-mă, mă duceam spre bucătărie și mă dădeam de pereți. Și îmi băgam unghiile în carne și făceam... și făceam, ia dracului din depozitul ăsta de grăsime, ia că nu cred, că ia uite cât ai. Și mă întorceam și iar mă... Mă, a fost cumplit? Cumplit. Deci noaptea asta n-am să o uit, noaptea aia de atunci, n-am să o uit cât am să trăiesc eu. Am rezistat și după aia n-am mai avut nicio poftă. Eu sunt genul de om care nu trebuie să-mi dați să gust. Pentru că eu nu știu să servesc, eu știu să mănânc. Nici noi. Deci mie dacă îmi dai una de aia... O termin. Nu, mie e preferata mea. Deci eu trebuie să mănânc, cum să zic, o jumătate de tavă, trei sferturi de tavă, adică să mă sac deci, o dată. Vezi, mă, deci credeam că noi avem probleme, deci așa e normal. Nu, dar eu cred că toată lumea face așa. Cum să mănânc, nu să gust. Uite că mi iese jupa, stai să mă așez frumos. Na. Mă, să știi că am vrut să mă schimb, să vin în pantaloni. Când să ies din casă să sting televizorul, o actriță îndrăcită din Las Fierbinți vine să ne spună că a slăbit 15 kg. 18 kg am slăbit, oameni buni. Am pus 18 kg. Am pus 10 la loc. Și am dat 7. Și am dat 6 și mai trebuie să dau 4. Stai un pic. N-am, cât vine, mă, că ne-am curcat la calcule. Deci am avut 70 de kilograme. Da. Am ajuns la 52. Da. După care am ajuns la 62 și acum sunt... Mai trebuie să dau 4 ca să ajung la 52. Am înțeles. Deci are 56. 50, da. Deci câte ai slăbit? Deci am slăbit 6 și mai trebuie să dau 4. Ați început, din alea 10. Ați început filmările la servinți? Nu, oameni buni. 14 kg. Ai calculat, a? Cu calculatorul, a? Da. Deci am terminat filmările sâmbăta trecută. Da. Dar vestea bună este că ne vom întoarce și vom continua. Un nou sezon la Sfierbinți. Un nou sezon la Sfierbinți. O să ne întoarcem din luna august. Dă, Doamne, să nu ne mai pună nimeni să stăm acasă, să venim să lucrăm, să muncim. Dar eu am venit acum cât am râs noi cu slăbitul, că toată lumea vrea să... Am admirat-o pe Andra ieri, care zicea săraca Andra. El zicea, păi când ai un bărbat acasă care vrea și el ce mănânce, eu te... Andra, să nu mă bați că am adus astăzi... Mănânc doar aici, nu mai aduc nimic acasă. De aia nu mănânc acasă și zice, mai mănâncă tu, nevastă. Eu am vrut să zic că invit pe toată lumea la Grădina Herăstrău, la Teatrul Constantin Tănase. V-am zis în weekend. În weekend, în fiecare sâmbătă, inclusiv primul weekend din august, pe 1 august, și ne întoarcem la Grădina Herăstrău. Noi suntem bucuroși că avem această grădină, acest teatru de vară dotat cu absolut tot. Să știți că și noi purtăm mască, există culoare exact, avem o grădină de 2400. Pe scenă o să purtați mască? Și pe scenă o să purtăm mască. Cu mască, fără mască? Așa se numește spectacolul. Cu mască sau fără mască, oamenii vor să zâmbească. Dar masca noastră o va purta vedeta. Aha. Iar publicul va trebui să descopere mai multe lucruri. Veniți la teatru și o să vedeți. Perfect. Mai multe vedeți, dar, oameni buni, când mergeți la teatru acolo. Dar din această grădină de 2400 de locuri, nu vor fi decât 500 de spectatori, pentru că atât avem voie. Atâtea se... Lumea va fi scanată la intrare, vor urma săgețile, vor fi fiecare... Știți și dumneavoastră cum se poartă. Acum colegii mei în spate vor purta tehnicul. Am venit, nu știu cum m-am machiat, oameni buni, singur acasă. Nu te machiază nimeni aici. Foarte bine. Foarte de capul meu. Ia, hai, facem un casting? Nu, pe cuvântul meu de onoare. Foarte bine și îmi place de tine că ești mereu așa foarte pozitivă și foarte tonică și plină de viață. Ce-ți face fata? A trecut clasa 7-a. A fost ziua ei în pandemie?
N-am văzut-o pe Ana de 3 săptămâni. Ana e foarte bine, e la mare, cu tatăl ei. Ia, uite, două urechiuși acolo. N-am învățat nici până acum să trăiesc fără ea în luna aia de vară. Vara trebuie să fie cu el, nu? Nu! Vara trebuie să stea, că e un copil făcut de mamă și de tată și e firesc să stea o lună de zile și la tată, să meargă în weekend-uri și la el. Dar această lună ne-am văzut acum 3 săptămâni, că stă în București. Se pare că nu se mai termină. Eu, care sunt tot timpul cu pui acasă, numai noi două, noi două, noi două, nu știu să trăiesc. Deci fac atacuri de panică când pleacă, mă plim foarte mult de nebună pe străzi, așa, până mă mai liniștesc așa și după aia ea mă sună și mă întreabă, mami, ești acasă? Știe că nu. Și știe că, pentru că știe că mă plimb foarte mult. Dar vine sâmbătă, deci sâmbătă trăiesc visul unei nopți de vară la grădina Herăstrău. Sâmbătă mi se întoarce fiica acasă. Sunt fericită. Îi faci ceva, îi gătești ceva, are ceva? Mă, fiica mea e foarte... Trece clasa a șaptea, nu? A trecut în clasa a șaptea. Este copilul care se trezește dimineața, chiar vorbeam cu taică-su și ziceam, băi, te rog frumos să ai o discuție cu Ana, deci ea se trezește dimineața, ce face duș, se apucă de sport. Deci își ia un program de ăsta pe laptop și face, hop, hop, și am zis, măi, dar tu nu ai kilogramele lui aia după care urmezi tu, tu nu, dacă aia face 20, tu la câte chile ai și la ce vârstă ai, poate trebuie să faci 7. Nimic, dacă aia face 20 și ea 20. Bine, Ana a făcut 6 ani de balet la Opera Română, ea are o... Adică știe să se descurce. Ana mea mănâncă salate. Nu e, dar i-am gătit sarmale de Paște. Am gătit, știu să fac. Cu mine în perioada asta 3 săptămâni cât ai stat fără Ana. O lună am stat fără Ana. Da, într-o lună ne-am văzut. Cu hainele ei? Ție-ți place când vin eu la emisiune să plâng. Uite, n-am să plâng. Dar nu vreau să plâng, oricum plângi că ai lacrimi în ochi. Ai dormit? Nu, dragă, sunt lacrimi de bucurie că vine Ana acasă sâmbătă, dar ai dat de mama! Dar ai dormit cu hainele în brațe? Nu răspund la provocări. Trebuie să vă povestesc ceva. Așa? Deci, Ana își dorea foarte mult când pleca și era mică, își dorea foarte mult ca și eu. Un weekend sau ceva, să vezi cum mirosim toate tricourile, așa că de asta... Își dorea foarte mult să merg și eu. Și încercam să-i explicăm că fiecare are viața lui de acum înainte. Și ea atunci avea un urs pe care îi spunea Lili. Ea zice, ai să vezi, mami, că eu fac tot posibilul și ai să mergi cu noi la munte. Și eu o lăsam, ce să-i zic. Am filmări, am repetiții, am... Da, a fost o sosă, are căsătorit și are făcut viața? Nu vorbim despre, este nu, viața lui... Nu, mă gândeam că de asta nu puteai să mergi, că el avea viața lui, tu viața ta, nu? Da, fiecare are viața lui, nu discut despre. Și ea cu ursulețul ăla Lili, așa, în mașină, că era mic, avea 4 ani, și vorbea cu mine la telefon și zicea, ai văzut, mami, că te-am luat și pe tine la munte? Dacă ea n-a reușit să mă ia fizic, cum a găsit ea chestia asta, știi? La ursulețul ăla Lili și eu dorm cu Lili și cu Lulu cât Ana e plecată. Știi cum e? Important e că împreună aveți grijă. Sigur, sigur. Împreună aveți grijă de Ana și că sunteți copilul doi oameni... este făcut cu mamă și cu tată. Foarte frumos. Așa. Și trebuie să se întâlnească la jumătate pentru acest copil. Chiar dacă mai sunt frustrări, mai sunt refulări, chiar dacă nu ne plac anumite lucruri, nu ne plac nouă, că nu-mi plac mie, poate îi plac lui, nu-i plac lui, poate îmi plac mie. Copilul nu trebuie asta să... Asta e că sunt doi oameni maturi și responsabili, știu. Iar să gestioneze viața. Iar eu trebuie să învăț să înțeleg că Ana crește și o să plece. Și că, știi cum, am lucrat la aripile ei și mă rog să știe să le folosească. Ea va hotărâ cum va ști să le folosească. Dar o văd, are 13 ani, deja închide ușa la ce cameră. Ce ți-ar plăcea să facă? Mi-ar plăcea să fie fericită. Să facă orice, dar să fie fericită și să fie sănătoasă. În rest nici nu contează. Ce? În rest nu contează. Sunt puțin egoistă, recunosc, și mi-ar plăcea să stea undeva mai aproape, așa. Ea visează la o țară. I-am zis, mamă, poate undeva prin Europa. Și... Dar e mică. Nu e. Și eu am visat și nimeni n-a crezut în visul meu. Un singur nebun frumos, Radu Vătafu. Apropo, te rog, îngăduie-mi puțin. Da, așa. Mai mi-ai zis că am slăbit 15 kg, acum suportă-mă. Deci trebuie să aduc niște mulțumiri lui Radu Vătafu, care a crezut în mine, singurul nebun care a zis asta, o să intre la teatru. A fost ziua lui pe 1 iulie și îți mulțumesc frumos, tată spiritual Radu Vătafu. Astăzi este ziua Mirabelei Dauer. Am zis și noi la mulți ani. Mira, te iubim!
Și se uită la noi, da, cred eu. Uită? Da, hai să-i zicem o femeie fabuloasă, senzațională, prietena noastră. I-am zis la mulți ani... Inimioară, pentru că e un om atât de inimos. Este ziua Angelei Similea și ziua Margaretei Păslaru și Daniel Iordăchiu. Ziți-mă câți oameni talentați. Da, 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 astăzi e ziua Mirabelei Daur și tuturor la mulți ani, dar eu pentru că am o legătură specială... E o femeie fabuloasă, cu... Mirabela, un om atât de bun. Este? Pe bune, prietenul, cel mai bun prieten care poate, pe care poți să-l ai vreodată. Da, da, aș vrea... Ia sună-mă pe Mira. Așa, așa, mi-ai luat vorba. Asta să sună, să vedem dacă putem să o sunăm de pe tabletă. Mira, să răspunzi că știu că te uiți. Hai să, imediat, încerc să văd, cred că am numărul aici în WhatsApp, nu știu. Aduceți-mi telefonul, că o sunt de nu mai avem, nu mai avem timp, pentru că imediat continuăm cu o poveste fabuloasă, cu un tip pe care îl cunoașteți de pe Instagram, de pe Facebook, Z. E super tare, imediat aici. Povestea. N-avem numărul. Mirabela, la mulți ani, să fii fericită! Și mai vreau să mulțumesc unui om care se uită la noi. Așa. Și care a avut grijă foarte mare de tatăl meu, care trece printr-o perioadă foarte grea. Este vorba de părintele din sat, părintele Andrei. Și îți mulțumesc, părinte, pentru tot ceea ce ai făcut pentru tatăl meu. Nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că e foarte greu. E... În această pandemie mi s-au întâmplat lucruri foarte... Dificile. Foarte dificile, mai ales că părinții mei sunt la 400 de kilometri. Știi foarte bine, nu puteam să circulăm. N-am putut să fiu alături de ei, dar tatei s-a întâmplat o nenorocire mare. Și acest preot, Andrei Gabriel, a fost cel care a mers la tata la spital, care nu se putea intra în spital, dar care ducea pachete și am întâlnit un doctor Molodoi, care este așa cum trebuie să fie orice medic din țara asta și pentru asta mulțumesc, domn doctor. Mirabela, la mulți ani! Am vrut să zicem la mulți ani! Mulți ani trăiască! Cum să-i cânt eu cu vocea asta mea falsă? Am vrut să zicem la mulți ani! Atât, Mira, am vrut să zicem la mulți ani! Mulțumesc! Să fii sănătoasă, să fii fericită! Te iubim mult de tot! Și eu pe voi, Tisoar! Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Inimioară! Te pupăm! La sufletarea mea! Așa-mi zice, mă! Așa-mi zice! Cum? Sufletarea mea! Te-am pupat! Mama, te pup, te iubesc! Că dacă nu zic de mama și am zis de tata, am pus-o de mămăligă! Uite, m-am crescut! Băi! Nu mă mai pot concentra. Veniți la teatru, oameni buni. Ia mai. Hai mă, că știu, ești foarte bine, nu ești. Data mulți... viitoare ce vă aduc? Astea au fost senzaționale. Ce vrei tu? Ce să zic, lui Gianina ce să-ți facă? Gianina un tort? Gianina un tort... Nadia! Gian... Mă, nu Gianina! Okay. Nu Gianina, Gianina, vecina mea care dacă vine bărbatul, are 2 metri sau 1,92 m. Îți explic eu. Îți explică. Îți mulțumim mult de tot, te pupăm, te iubim, ești o adevărată invitată și ne bucurăm că ești cu noi. Mulțumim mult de tot!